Este ora 15, doamnelor, domnilor, bun găsit la Regiunea în Obiectiv. Este emisiunea în care dezbatem informații din actualitatea Transilvanei. Eu sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Cei mai buni dansatori ai școlilor de balet din România, Austria, Italia, Danemarca, Republica Moldova și Slovacia s-au întâlnit la Cluj-Napoca în cadrul Festivalului European al Școlilor de Balet. Aflăm amănunte și despre premierele Fabricii de Pensule. Clujul, așa cum vă spuneam, a fost în aceste zile capitala școlilor de balet din lume. Aproximativ 100 de elevi din țară, dar și de peste hotare, au participat la cursurile de balet susținute de cei mai renumiți balerini ai lumii. Din țară și din străinătate au participat la workshop-uri susținute de Simona Noja, Boris Nebila, Shoko Nejim și Angelina Gavrilova, dansatoare și profesoară de dans contemporan. Cred că sunt o sursă de inspirație pentru toată lumea, atât pentru elevi cât și pentru profesori și, de ce nu, și pentru părinți. Pentru că se desfășoară un pic în alte condiții decât școala normală. Da? Deci au dreptul să întrebe copii, au dreptul să ceară explicații, nu doar copii, ci și părinții. Which is a fantastic opportunity, I think. Este o oportunitate fantastică pentru fete să exploreze ceea ce vor să învețe și să experimenteze altceva decât ce repetă acasă. Foarte important pentru experiența lor, pentru că sunt destul de mari, pentru întâlnire, socializare și cu alte școli, alți copii de aceeași vârstă. Plus de asta, experiența dobândită în propria țară e mult mai ieftină, vorbesc ca părinte, decât cea obținută afară. Sunt din Danemarca, am venit cu fica mea, facem balet și suntem pentru a doua oară în România. Programul festivalului a conținut, pe lângă workshop-uri de balet și demonstrații de tehnică de predare, simpozioane de gândire estetică pentru tinerii balerini, schimburi de experiență și întâlniri interdisciplinare. Festivalul se va încheia cu un spectacol susținut de elevi înscriși la workshop-uri alături de balerini și dansatori profesioniști. Evenimentul are loc în această seară la Opera Națională din Cluj-Napoca și se va desfășura cu porțile deschise pentru publicul iubitor al acestui gen artistic. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, ați urmărit un material realizat ieri de colegii de la știri. Simona Noja, director executiv al Academiei de Balet a Operei din Viena, este invitata mea. Acum discutăm despre acest eveniment extraordinar aflat la ediția a patra. Să începem cu spectacolul de aseară. Știu că timp de 3 ore publicul a stat cu ochii ațintiți asupra artiștilor. Da, deci mergem, facem o retrospectivă. Mulțumesc mult de invitație. Da, a fost, aseară a fost spectacolul de încheiere a festivalului. Am înțeles că au fost mai în jur de 1500 de copii în sală, wow, normal cu părinții lor. A fost 3 ore intense, unde școlile și-au prezentat cele mai recente creații. Un lucru minunat s-a întâmplat pentru că am avut și o premieră, o premieră a grupului Balet Transilvania în creația maestrului Vasile Solomon. Deci acesta a fost vișina din glazură, dacă doriți. A ajuns la sfârșitul spectacolului. S-au văzut de la niște încercări timide ale copiilor până la niște evoluții de-a dreptul spectaculoase ale unor elevi și tineri. Și au fost și secvențe de balet profesionist, da? Deci s-a văzut și acest element artistic, s-a văzut experiența tinerilor balerini profesioniști, s-a văzut de unde încep și unde eventual poți să ajungi. Asta vreau să întreb, cum reușește cineva să închege într-o formă coerentă pe scenă o evoluție a unor copii selectați, cei mai buni, nu-i așa, din workshop-uri, alături de artiști profesioniști, cum spuneați, de balerini care fac asta la un nivel superior? Este un mister. Adevărul este că suntem toți foarte pasionați. Suntem toți cei care participă la acest festival extrem de pasionați. Avem și oareșcare experiență în acest domeniu, dar eu cred că reușim să îmbinăm acest spectacol sau să îmbinăm diverse șine de balet de plăcere, balet profesionist, balet deja dansat de balerini profesioniști, nu doar de elevi care studiază. Reușim să îmbinăm toate aceste drumuri, aceste străzi greu de combinat,
dintr-un singur motiv, suntem extrem de pasionați de ceea ce facem. Și cred că la un moment dat, dacă vibrația este foarte înaltă în ceea ce faci, cândva aceste vibrații se întâlnesc. A fost ediția a patra, spuneam, a acestui festival important. Ce înseamnă pentru orașul nostru în termen de vizibilitate, în termen de accesibilitate, iată, la această artă extraordinară, faptul că ați reușit să o puneți pe harta baletului internațional, să devină, cum spuneam, capitala baletului? Pentru mine personal este un foarte mare câștig. De ce? Pentru că eu cred, întotdeauna am crezut și cred și în ziua de astăzi, că baletul este un foarte mare câștig la orice vârstă. Pentru copii și pentru... Vârstă. La orice vârstă, da. Pentru copii este... pentru copii dezvoltă personalitatea. Pentru balerinii profesioniști reprezintă afirmarea personalității și pentru oamenii la orice vârstă, da, sunt și elevi care studiază baletul, dacă doriți, la 70-80 de ani, pare incredibil, dar este adevărat. Ei o fac tocmai pentru a-și păstra și a-și cultiva în continuare personalitatea creatoare. Deci sub acest, să zicem, sub acest model sau sub acest ideal al personalității creatoare, putem să inserăm diverse șine de prezentare. Eu sunt foarte fericită că la toate nivelele avem această receptibilitate din partea publicului. De exemplu, spuneți acum un lucru extraordinar, pentru că vechile, să spunem așa, teorii spuneau clar, dacă n-ai început la o vârstă foarte, foarte fragedă, salut, da, ai pierdut tren. Teoriile, însă, teoriile de... Trebuie să găsesc termenul românește. Neurowissenschaft, este pe germană. Neuroștiințele. Ok, mulțumesc. Da? Spune că datorită plasticității creierului, creierul are posibilitatea... Să dezvolte noi legături neuronale. Exact. Deci noi ce facem prin asta, de fapt, exact aceste sinapse se clădesc. Noi se găsesc, neuronii își găsesc drumurile lor, se atașează unor rețele mai vechi, creează rețele noi. Deci toată această filozofie din neuroștiință este valabilă, normal, și în cazul dansului și poate că dansul, vreau să cred, că este un vârf de lance în această cercetare. Sunt și în această studii direcție. Extraordinare. Dansul ca... Da. Așa cum spun americanii, embodied cognition, adică exact această teorie prin care intri în relație, într-o relație specială cu corpul tău și care dezvoltă toată această plasticitate, da, neuronală. Și să profităm de ocazie să le spunem celor care ne urmăresc acum despre faptul că dumneavoastră, Boris Nebila și întreaga echipă în cadrul festivalului desfășoară și adevărate studii. Mi-aduc aminte, unul dintre ele a fost acela în care atât antrenorul cât și, să spunem, coregraful, nu? Sau fostul balerin, cât și elevii au avut niște dispozitive care înregistrau puls, emoții și așa mai departe. Ei bine, ajungem la concluzia că, de fapt, antrenorul trăiește exact aceleași emoții ca și balerinul care se află, sau ca balerina care se află în performarea acelui moment? Da, deci vorbim de neuroștiință, deci este, bineînțeles, acest câmp informațional, da? Deci dacă profesorul vine cu această dispoziție și cu această planificare și cu aceste idealuri pe care vrea să le atingă, se creează acest câmp informațional unde și elevii au alt acces la informație. Și elevii și profesorii, din punctul nostru de vedere, ne aflăm în aceeași barcă. Nu ne aflăm în două tabere opuse unde noi spunem și execută, ci noi facem o echipă. Deci este vorba cum putem împreună să atingem anumite idealuri ale frumosului. Că vorbim de echipă, anul acesta a fost o nouă premieră în cadrul festivalului. S-au alăturat de mersurilor dumneavoastră studenți de la Facultatea de Arte și Design, de la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Vreau să ne dați detalii. Sunt foarte fericită că acest festival atrage nu doar specialiști sau doar iubitorii baletului, ci și, dacă doriți, studenți și oameni tineri din alte domenii de studiu și de activitate. Da, sunt niște sinergii foarte interesante care s-au clădit sau încep să se dezvolte. Vreau să cred că acest festival va avea un mare viitor și în următorii ani.
Da, ei au fost și o expoziție extraordinară din zona de scenografie și asta iarăși mi se pare interesant, pentru că o balerină sau un balerin duce până la urmă cu sine în acest spectacol, nu? Costumul, întreaga atmosferă acolo. Eu cred că între artiști a fost întotdeauna această legătură de-a lungul timpului. Cred în sincretismul artelor și cred că o artă se poate defini și prin intermediul altei arte, tocmai pentru a-i sublinia pregnanța. Deci eu văd extrem de constructiv acest interes, această deschidere și această colaborare și cu cei de la Universitatea de Design, de la secția de arte textilă. Văd foarte interesantă și colaborarea cu studenții de la sport, știm fiziologia sportului, performanță și așa mai departe. Deci sunt niște lucruri interesante pentru noi. Important este să fim deschiși și să le primim și să le putem asimila și integra în personalitatea noastră. În și acest festival creează exact acest lucru. În vremea în care dumneavoastră evoluați spre această carieră fulminantă pe care ați avut-o, existau astfel de inițiative care să ofere oportunitatea elevului sau balerinului de a interacționa cu aceste domenii, care iată înțelegem că prin alăturare nu se stompează reciproc, dimpotrivă, cresc în intensitate și în vizibilitate fiecare. Normal și se potențează, nu? Normal că în trecut lucrurile erau altfel. Era vorba și de alt tip de școală. Era această acumulare de cunoștințe. Cu cât știai mai mult, cu atât erai mai cultivat, cu atât aveai șanse mai mult. În ziua de astăzi, cred că este accentul se pune un pic pe altceva. Deci nu doar pe acumularea de cunoștințe, ci pe felul în care reușim să sincronizăm sau să puneți la oaltă, să relaționăm cunoștințele care le avem. Da? Eu cred că acesta este modul în care școala ar trebui să meargă în viitor. Nu neapărat acumulare, pentru că avem atât de acces la informații. Accesul este extrem de rapid pentru toată lumea, de la copil până la omul de știință. Asta este felul cum putem să le punem într-o relație ceea ce știm, da? Cum putem să le relaționăm, cum putem să le sintetizăm, cum putem să le combinăm, cum putem să selectăm. De fapt, este vorba de stimularea și de promovarea puterii de selecție a lucrurilor esențiale. Vorbiți-ne, vă rog, despre workshop-urile acestea importante care au avut loc în cadrul festivalului, mai concret, pentru că am văzut în materialul care a deschis ediția de astăzi, ce îi face pe niște părinți, pe o familie până la urmă din Danemarca, iată, să vină aici, la Cluj-Napoca, să considere extrem de importantă această prezență în cadrul workshop-ului. Să vină și să revină. Iată, pentru al doilea an, spunea acel domn. Sunt unii care au venit deja de 3 sau de 4 ani. Da, eu cred că este acest spirit extrem de entuziast. Nu este doar faptul de ceea ce copiii învață în această perioadă, ci este win-win situation, dacă doriți. Deci fiecare, și părintele, și profesorul, și elevul, și școlile, și publicul, și toată atmosfera are de profitat de la această forță. Și între noi fie vorba cum să nu fie această emulație artistică atunci când lucrez cu niște artiști extrem de pasionați, cu multă experiență și cu niște rezultate fantastice. Deci caracterul uman aici joacă un rol, aș vrea să-i spun eu, esențial. Știu că doar știința, ci și caracterul profesorului. Știu că dumneavoastră ați ținut un workshop, soțul dumneavoastră, Boris Nebila, spuneam puțin mai devreme, și încă două personalități marcante ale baletului. Povestiți-ne puțin despre cum a fost în aceste workshop-uri. Este întotdeauna pentru mine foarte incitant cum alcătuiesc echipa. Da? Cum alcătuiesc echipa, pentru că este o stare altfel, dacă doriți. Da? Deci nu este școala tradițională, nu este concursul, este o stare de festival. Deci aici sunt toate porțile deschise. Important este ce ingrediente punem înăuntru, da? În acest eveniment. Și această echipă o alcătuiesc foarte mult și intuitiv. Intuitiv, trebuie să văd care profesor poate funcționa la un astfel de festival. La ce mă refer? Profesorii de aici lucrează nu doar cu un grup de vârstă, ci lucrează cu copii de la 4 ani
până la copii de 80 de ani. Wow. Poate că în 80 anul ăsta n-am avut, dar am avut de 60 de ani. Da? Secvențele care le-ați urmărit au fost secvențe pentru copii. Păcat că n-ați văzut un workshop pe care l-am ținut cu oameni maturi. E diferit? Este normal că este o altă finalitate. Deci un copil la 10 ani sau la 4 ani sau la 14 ani, un tânăr la 14 ani, își dorește altceva de la această profesie decât un om la o vârstă matură. Însă am avut un grup care a venit special din Rimini. Un grup care a venit, a participat la workshop-uri, a dansat, a plecat imediat. Și acest entuziasm pe care acești oameni l-au arătat, îți crește sufletul, cum se zice, să vezi că munca pe care o depui și dă roade de astfel de maniere. O selecție, o alegere pe care o faceți intuitiv. Care sunt ingredientele pe care, să spunem, le mirosiți, le doriți? Ce vreți să se creeze acolo, deci, în momentul în care selectați? Vreau ca oamenii care vin la acest festival, cum am zis, că sunt părinți, elevi, public, aș vrea să aibă despre balet mai mult sau mai puțin aceeași pasiune, sau să trezesc în acești oameni aceeași pasiune pe care o am eu. Da? Deci este o anumită, baletul îți oferă o anumită vibrație, da? Este o identificare cu niște principii ale frumosului de o anume manieră. Dacă doriți, este un alt tip de dans, este un alt tip de viață. Da? Cei care practică baletul sau care savurează baletul la orice vârstă, cum am zis, o altă atitudine, altă atitudine estetică și o altă atitudine existențială. Dar sunt date cu care acești copii vin? Da. Sau e o sămânță pe care dumneavoastră și colegii dumneavoastră ca niște grădinari scusiți le creșteți? Deci oamenii care vin au această sămânță și acest interes de a ști mai mult despre balet, da? Fără cunoștințe complete nu vin oamenii la festival, da? Deci chiar dacă sunt acele minime informații, ele există, da? Însă, cum știm noi, depinde foarte mult de cadrul în care viitorul dansator, da? Indiferent la ce vârstă, unde se mișcă. Eu cred că această caracter personal cred că un lucru esențial este caracterul profesorului sau caracterul pedagogului joacă rolul esențial. Inițial, când am făcut un studiu, am crezut că este 30% știință, 70% știință, 30% caracterul. De fapt, nu e așa, înțeleg. De, cred că este invers. Personal, eu aș zice că este 30% știință și 70% caracter. Cu cât mai mult trece timpul, cu atât mai mult cred că e adevărat. Și când vă uitați la copiii care au fost în acest workshop, sunteți mulțumită? E a luat bun acolo? Ați văzut acea sclipire, acel licăr, acele primordii de care vorbeam puțin mai devreme, acele semințe? Surprinzător de repede. Am văzut surprinzător de repede că în 3 zile se poate transforma totul. Este incredibil, dar este o constatare pe care am făcut-o eu și întreaga echipă. Asta ne uluiește. Asta ne uluiește, ne motivează, ne dă și o enormă satisfacție. Pentru că la diverse nivele, normal, lucrăm la diverse nivele cu copii. Da? Sunt care mici și fac de plăcere, sunt cei care vor să devină profesioniști, sunt deja profesioniști. Deci sunt diverse nivele de cunoaștere, însă la fiecare nivel, în mod ciudat, timp de 3 zile se transformă enorm totul. Se transformă viziunea lor, înțeleg anumite puncte esențiale, anumite momente esențiale, anumit mod de gândire specific balerinului. Și asta pentru noi este extrem de, cum să spun, reconfortant și de, nu? Exact. Aveați la dispoziție Viena, aveați la dispoziție Austria, aveați la dispoziție orice alt loc pentru acest festival, da. Dar cu toate astea alegeți România, alegeți Cluj. Da. Asta e o constatare foarte bună. Cred că n-a făcut-o nimeni până acum. Trebuie să spun că sunt foarte surprinsă. Faptul că da, am la alegere tot. Am alegere, la alegere orice loc, dacă doriți, din Europa, și totuși aleg Clujul. De ce? Pentru că există această, nu știu, o anumită vibrație aici, o anumită vibrație care ne inspiră pe noi toți. Da? Este, probabil că ăsta e adevărul. Da?
o vibrație de a ști mai mult, de a te identifica cu niște idealuri esențiale și niște idealuri atât de clare și atât de evidente. Probabil că e o chestie de vibrație, probabil că este o chestie de emoție, dacă doriți, probabil că e o chestie de sentimentalism, nu știu exact ce este, dar pentru mine orice timp petrecut la Cluj, în această profesie sau pentru copii, cu copii împreună, avem două evenimente majore, una în timpul verii și una în timpul toamnei, am doar reacții pozitive, deci ceea ce nu se prea întâmplă, nu? De multe ori ai 90% reacții pozitive. Aici am și din vară de la masterclasses și de la festival doar relații pozitive, dar nu pozitive, a fost bine, ci relații, a fost incredibil. Wow. Am primit un mesaj, ești un înger al baletului, deci cum să zic, de la profesoară. Da? Probabil că e un pic exagerat, da? Vreau să spun că există această reacție și această reacție extrem de, acest feedback extrem de entuziast, da? Deci e vorba de, și știm că entuziasmul mută munții. Să intrăm puțin în profunzime. Vă propun acum asta pentru că invitata mea, doamnelor, domnilor, Simona Noja, a scris istorie pe marile scene ale lumii. Fosta prim balerina operei române din Cluj-Napoca și apoi a celei din Viena timp de peste 21 de ani, nu și-a uitat niciodată rădăcinile. Chiar și departe de casă, clujanca spune că a simțit, a gândit și a trăit ca o româncă, iar identitatea românească și ardelenească a fost o ancoră de-a lungul vieții și de-a lungul carierei sale. Simona Noja a fost prim balerină la opera din Cluj până în anul 1995, când a devenit prim solistă la opera de stat din Viena, unde a avut o carieră fulminantă. Chiar dacă s-a retras în urmă cu mai bine de 10 ani din lumina reflectoarelor, nu s-a putut desprinde de balet. Acum, ea îndrumă copiii care se visează balerini la școala deschisă la Cluj, dar și la Academia de Balet a Operei din Viena, pe care o conduce. Pentru copil este fascinant să vadă spectacolul de balet. Deci asta este, cred că pentru toți copiii pe care îi cunosc, a fost momentul când au zis, asta vreau să fac, asta aș vrea să fac, aș vrea și eu să dansez ca și balerinii de acolo, vreau să fiu ca și balerina sau ca și balerinul de pe scenă. Deci această fascinație a spectacolului de balet. Cum e să lucrez cu copii este o muncă care îți dă foarte mari satisfacții și care ajută pe tine ca și profesor de balet să înveți. A dansat pe marile scene ale lumii, a fost Frumoasa din Pădurea Adormită sau Clara din Spărgătorul de Nuci, dar a smuls ropote de aplauze și în Lacul Lebedelor. A avut apariții magnifice la Scala din Milano, la Bolshoi Theater sau la Opera din Roma. Cariera a purtat-o prin lumea întreagă, dar acasă a fost mereu România. Foarte mulți ani a fost România, a fost doar România. Când m-am uitat și când am realizat mai mult de jumătate din viață mi-am petrecut în străinătate. Da, în ultimii ani probabil că începe să fie și Austria o a doua casă. Cum vedeți România peste 100 de ani? Eu văd foarte bine și acum și în 100 de ani. Probabil că vom avea ocazia să vorbim și în 100 de ani despre pe această temă. O văd ca o țară care nu doar creează talente, ci și le acceptă să se reîntoarcă. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, e anul centenarului, doamna Simona Noja, și iată, sunteți dovada via faptului că un român poate să ajute țara chiar și atunci când nu e aici. Da. Cum e pentru dumneavoastră acest lucru? Veniți, spuneați în cadrul acestor evenimente, unul în vară, unul în toamnă. Acum sunteți racordată cu acest oraș și prin faptul că fiul dumneavoastră a ales să studieze la Cluj-Napoca. Studiile doctorale încep acum pentru dumneavoastră tot la Cluj-Napoca, iarăși cumva se leagă de ceea ce vă întrebam mai devreme. Când aveți la dispoziție orice posibilitate, continuați să alegeți Clujul. Da. Da, și probabil că vă face întotdeauna lucrul ăsta. Cred că la un moment dat am avut o revelație probabil acum 2 ani. M-am gândit, ok, energia mea este cea care este. Nu e nici mai multă, nici mai puțină. Cunoaștem că energia nu se pierde, ci se transformă. Este clar. Și atunci am zis, ok, ce vreau să fac cu energia mea? Care sunt prioritățile pentru mine? Care sunt lucrurile care vin pe primul plan, al doilea, al treilea și așa mai departe? Și făcând această prioritate sau o listă de priorități, am ajuns într-un mod foarte ciudat. Nu mă întrebați de ce așa e,
am ajuns la concluzia că munca pe care eu investesc în România sau munca pe care eu o fac în România la Cluj, da? Deci eu vreau să fiu foarte specifică, nu este în România, în toată România, ci este pentru toată România, dar este la Cluj, undeva pentru mine pe lista de priorități se situează extrem de sus. Da? Nu pentru știu că de ce. Pur și simplu așa e. Pentru că așa e. Pentru că așa e, pentru că aici mă simt bine, pentru că aici simt că energia mea într-adevăr e folositoare, nu? În special după anumită vârstă vezi exact unde să-ți investezi energia și unde nu, lucrurile care, pe care le consideri, mă rog, insignifiante, le lași la o parte. Da? Deci ești mult mai atentă, sau eu personal sunt mult mai atentă cu felul în care îmi consum energia după anumită vârstă. Și Clujul, da, este extrem de sus, da, pe lista de priorități. Sunteți o persoană care are foarte multe idei pe care le pune în practică, vine întotdeauna cu astfel de construcții în care angrenează, iată, nume mari ale baletului, copii, oameni de toate vârstele care au ocazia să se întâlnească cu această artă extraordinară. Da, și să știți că asta este pe misterul. Da, acum mă gândesc de fapt de ce vin la Cluj, pentru că aici am idei. Știți, aici vin, lucrez și în vria asta a evenimentelor și sunt lucruri majore, unde ai 1500 de copii, ai 100 de copii, vorbești mai multe limbi, ai profesori, ai părinți care tot timpul vin și întreabă și să zicem, ești într-o stare de exaltare, dacă doriți, dar de bun augur. La un moment dat am un moment de liniște. Și totul devine clar? Și vin idei noi. Aha. E o chestie foarte ciudată. Fiecare are un alt tip de accesare a ideilor, fiecare are alt tip de inspirație. La mine, la Cluj, se întâmplă exact aceste momente în vria cea mai intensă, dacă doriți, da? În șvuncul cel mai intens, e acel moment de liniște unde ideea devine extrem de clară. Da? Deci se cristalizează în forma cea mai pură. Probabil că ăsta e și unul dintre motivele pentru care vin la Cluj. Să înțeleg că aseară, în cele 3 ore în care spectacolul era în plină desfășurare pe scenă, rotițele funcționau, angrenajul se... Da. În creierul meu funcționează întotdeauna în paralel mai multe programe. Ne puteți spune ce urmează, ce pregătiți, da, ce am florit, să spunem așa, da, chiar dacă e la stadiu de idei. Da, deci este la stadiu de idei, idee pură, dacă doriți, da? Însă este... mă gândeam de ce n-am putea combina acest festival care oricum atrage foarte mult interes, care e plin de entuziasm, să-l combinăm și cu, de ce nu, cu un concurs de balet internațional pe care noi îl desfășurăm oricum la Viena. Asta este o altă activitate pe care o fac. De ce nu? Deci s-ar putea, de anul viitor, este încă într-o idee pură, da? Deci încă nu e prelucrată, nu este analizată, nu este sintetizată, dacă doriți, o idee pură, acest festival să intre într-o colaborare prietenoasă deocamdată în faza de idee pură cu un concurs de balet. Nu sunt registre diferite? Nu e o cu totul și cu totul altă atmosferă? Una mai, nu știu, relaxată de burete a festivalului și alta mai tensionată, dură a concursului? Ba da. Deci acesta este challenge-ul, aceasta este încercarea. Cum putem aceste lucruri să le nu să le contopim, ci să le alăturăm și prin această alăturare, anumite sinergii care funcționează, să le transferăm de la un eveniment la altul. Deci dacă am avea și la același entuziasm, aceeași deschidere și la concursul de balet, am avea de câștigat și din punctul ăsta de vedere. Nu? Și evident, activitatea dumneavoastră bogată este și la Academia din Viena, pe care o pomeneam puțin mai devreme. E atmosfera acolo diferită față de cea pe care o găsiți la Cluj? Da. Da, deci pe lista de priorități, Academia de Balet a Operei de Stat din Viena este munca mea de zi cu zi, este munca mea de zi cu zi, săptămână de săptămână, lună de lună, an de an, deja este al 9-lea an în care mă aflu în această poziție, în care, de bună seamă, vor urma și în anii următori, dar este altceva, este conceptul de școală, este concept de școală profesionistă, este una dintre cele mai buni școli din lume și am bucuria să văd, normal, acum după 9 ani de zile, această școală începe să se transforme în ceea ce
cred eu de cuvință că o școală trebuie să fie. Normal că la început, când preiei o școală, și o școală se clădește cu greu. Da? O școală nu se clădește hocus pocus, ci se clădește în ani. Ori acum, după 9 ani de zile, pot să spun că începem să scoatem promoțiile de absolvenți așa cum mi doresc. Și au fost unii dintre ei, au fost și la spectacolul de aseară. Deci de la Viena au fost 9 balerini, 9 elevi ai de liceu de la Viena. Așadar, ne pregătim încet, încet, înțeleg, pentru ediția 5-a acestui festival la anul, care e foarte posibil să aibă alăturat și un concurs. Da, dacă ideea pură găsește și materializare, da. Și rezistă după ce trece de analiză, sinteze și așa mai departe. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult, mult succes. Mulțumesc. Îmi doresc foarte mult ca la anul să fim în acest platou discutând despre încheierea cu succes a acestei ediții cu numărul 5. Mulțumesc foarte mult și mult succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Mergem acum mai departe, doamnelor, domnilor, sute de clujeni l-au omagiat pe Sfinxul din Bădăcin, așa cum îl spunea fostului academician și prim-ministru al României, Iuliu Maniu. Aceasta s-a desfășurat în cadrul unui spectacol caritabil emoționant. Pe scenă au urcat istorici pentru a evoca personalitatea și moralitatea lui Maniu, dar și muzicieni. În centrul atenției s-a aflat Grigore Leșe, care a susținut un recital extraordinar. În fața unei săli pline, folcloristul Grigore Leșe a susținut recitalul Un secol de dor, un omagiu adus lui Iuliu Maniu. Pe scenă a urcat și corala regală transilvană, care a emoționat publicul cu cântece patriotice românești. Banii strânși din vânzarea biletelor și din donații vor fi folosiți pentru lucrările de reabilitare a casei memoriale Iuliu Maniu din Bădăcin. Spectacolul organizat de Clubul Monarhiștilor din Cluj încheie o serie de evenimente dedicate celui supranumit Sfinxul de la Bădăcin. Am reușit să finalizăm consolidarea fundației, a pereților. Am refăcut în totalitate acoperișul și planșeul peste parter. Am făcut instalațiile electrică, sanitară și chiar în ultimele săptămâni am finalizat și am zugrăvit interiorul și exteriorul. Vrem să creăm o ocazie prin care clujenii să-și pot oferi sprijinul proiectului de restaurare, de finalizare a casei memoriale Iuliu Maniu din Bădăcin. Ce ar trebui să învețe de la Iuliu Maniu oamenii din prezent? Ar trebui să învețe ce înseamnă onoarea, demnitatea, curajul de a lupta până la capăt. Restaurarea casei memoriale din Bădăcin a început în 2015 la inițiativa preotului Cristian Borz, paroh al Bisericii Greco-Catolice din sat, supărat că autoritățile nu au găsit fonduri pentru refacerea casei. Până acum au fost cheltuiți circa 100.000 de euro, de 3 ori mai puțin decât a fost estimat inițial. Cu încă 50.000 de euro, Casa Muzeu va fi pregătită să primească din nou vizitatori. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, discutăm acum despre East by East, o perspectivă performativă ce își propune să invite și să prezinte spectacole reprezentative, produse de companii independente, artiști tineri care vin din medii diferite, dar și artiști consacrați care sunt relevanți pentru scena contemporană de artele spectacolului din Europa de Est. Programul de spectacole include o diversitate mare de tipuri și producții, abordări artistice ale tematicilor propuse cu o puternică componentă socială, politică și critică. Evident, discutăm despre aceste detalii cu invitații mei, Michi Braniște, curator la Fabrica de Pensule, Elena Vlădăreanu, dramaturg și Robert Bălan, regizor. Bine ați venit! Mulțumesc bine că sunteți alături de noi! De invitație. Să explicăm pe larg celor care ne urmăresc cum e cu politicul, criticul, socialul, economicul și cu vremurile tulburi, nu? Sau nu? Da, pe care le trăim, da. Și care evident că se reflectă în ceea ce puneți voi în scenă. Da, de ce East by East? Mă gândeam de multă vreme că nu știu foarte bine ce se întâmplă în artele spectacolului în țări vecine nouă și că știu mai multe ce se întâmplă în Franța, în Germania sau în Anglia și că e un pic rușinos să nu-ți cunoști vecinii. Dar în plus de asta, mi se părea că atunci când mergeam în străinătate la festivaluri, vedeam spectacole din Est, dar
invitate de directori vestici. Practic, ei alegeau o anumită privire asupra Estului prin selecțiile făcute și am numit proiectul nostru East by East pentru că vroiam o privire estică asupra Estului. Și împreună cu alte curatoare din Europa de Est am dezbătut un pic subiectul, le-am zis ce intenții aș avea și mi-au dat o listă de recomandări pentru mai multe spectacole, am ales. Am început acest proiect în data de 4 octombrie cu un spectacol din Serbia, Coreo Eroticon. Am mai arătat un film foarte, foarte frumos din Bulgaria. Fiecare zid este o poartă și e un film care surprinde trecerea societății bulgare de la comunism la ceea ce numim visul democrației. Era o poveste foarte frumoasă. Mama regizoarei lucra în televiziunea națională din 88 până 92 și practic sunt bucăți din emisiunile ei. Emisiunea s-a terminat din lipsă de fonduri și asta este inclusă în ultima ei emisiune. E foarte emoționant și în același timp surprinde o bucată de istorie foarte importantă pentru toată regiunea noastră. Cu siguranță lucruri similare s-au întâmplat și în alte țări. Și era o perspectivă a fiicei ei, care acum avea 30 de ani și mai de mult în perioada respectivă avea vreo 10. Și era un... Dar care cumva a trăit, înțeleg, a trăit, intens. Da, foarte intens. Și își prezintă în același timp perspectiva ei de copil și de adult și joacă între ele foarte frumos și emoțional și obiectiv în același timp. Eu vreau să spun, chiar ieri am avut în platou o discuție cu reprezentanții Universității de Artă și Design în Cluj-Napoca. Ei spuneau că orașul nostru duce mare lipsă de spații expoziționale, de locuri în care astfel de arte performative să se întâmple, însă dădeau exemplu chiar al vostru, al fabricii de pensule, care reprezintă un astfel de context și vreau să vă întreb și pe voi, care veniți iată cu spectacole, regizați, ce înseamnă pentru voi oportunitatea pe care fabrica de pensule, cum spunem noi, nu? Cei din presă vă oferă. Păi fabrica de pensule cred că e unul din cele mai cunoscute locuri din România, nu știu cum, dacă vrei un model de succes, că vine din zona independentă, sunt niște oameni care au reușit prin forțe proprii să creeze o instituție. Deci e chiar o instituție despre care se știe în domeniul artistic foarte bine, e foarte cunoscută. Și cred că sunt mulți artiști care cumva, dacă ar fi chemați la Cluj, ar vrea să joace mai degrabă la fabrica de pensule, acum vorbesc de teatru, nu de așa, decât la, nu știu, la Teatrul Național sau în alte părți. Are o conotație foarte bună. Și e cel mai cool loc din oraș. Excelent. Și asta e extraordinar. Faptul că vedem această împletire foarte firească între artiști noi, spuneam puțin mai devreme, și cei deja consacrați. Mm. Păi, da, cumva ăsta cred că e un fir roșu a unei povești de durată. Să lași loc și pentru cei tineri și să poți să creezi o întâlnire între cei consacrați cu cei tineri și să poți să dezvolți în continuare. Cred că vrei să zici tu ceva și m-am băgat. Da, vreau să zic că sună foarte bine tot ce ai povestit tu de ce s-a întâmplat luna asta la fabrica de pensule. Mi-aș plăcut să fiu la cumva să văd tot ce s-a întâmplat aici și zădeam dreptate legat de felul în care știm sau mai degrabă nu știm despre ce se întâmplă în țările din jurul nostru. Că noi încă suntem așa într-o fetișizare a vestului și a culturii occidentale. Prea puțin interesați de ce se întâmplă lângă noi. Apropo, fetișizarea vestului și a culturii de acolo și ceea ce spunea Michi puțin mai devreme despre, e corect oare să spun, diferența de lentilă a unui regizor de acolo care reflectă estul și a unui regizor de aici care își vede o altfel de realitate și o transpune probabil altfel? Cum vezi lucrurile? Nu m-am gândit niciodată, dar e adevărat chestia asta, că noi căutăm cumva în continuare o, nu știu, să ne accepte vestul cumva de genul ăsta. Încă? După? Cred nu că știu, da, cred că na, toată multă lume încă se definește prin faptul că, băi, am jucat la Viena sau da, la Paris. M-au chemat în rezidență nu știu unde și cumva este și o chestie în România, dacă ai fost undeva în afară,
Ești altfel primit acasă. Ești altfel primit acasă, da. Cred că e în continuare chestia asta, nu știu. Dar cumva și noi ca societate suntem în acest fetiș. Nu suntem noi cei care spunem vrem o țară ca afară. Da. Ca afară unde? Ca afară în vest, bineînțeles. Mai vrem? Nu știu, acum depinde de cine fiecare, e noi. Da. De luat părțile bune din fiecare parte, cred că, dar e complicat să faci alegerile astea. Legat de întrebarea ta, ce ai spus mai devreme, că dacă diferă lentila, da, cred că diferă. E posibil ca și vesticii să ne fetișizeze pe noi și să caute o parte excentrică, o parte exotică. Da, cred că în continuare suntem exotici. Da, probabil că oferim încă material exotic, că încă suntem o sursă de excentricitate pentru vest, pe când noi putem să vedem realitatea cumva așa cum este. Sunt multe construcții, să spunem așa, artistice, care se desfășoară în această perioadă la Fabrica de Pesule și o să vă rog să ne dați detalii despre ele. Construcții artistice? Vai, dacă știi ce șantier dezvoltat avem de artistic. O construcție etno-poetică, spunea un coleg de-a tău odată invitat în platoul nostru. Ești bun? Cred că da, l-am rugat să ne explice mai tare, ne-a băgat în ceață, n-am înțeles cum se treacă cu întreaga construcție etno-poetică. Da. Păi, suntem într-un moment în care schimbăm un pic perspectiva și dorim să ne axăm mai mult pe partea de cercetare artistică, pe partea de formare profesională a unor tineri artiști. Așteptăm un răspuns de la un finanțator pentru un program de 2 ani în care dorim foarte mult să investim într-un grup de 15 artiști din toate domeniile și să avem un fel de program de master după master. Însă, evident, o să difuzăm în continuare spectacole, o să avem și producții de expoziții, dar acestea nu o să mai fie în prim plan, ci cercetarea și formarea profesională să fie. Acum ne aflăm într-un moment în care avem un program hibrid între cele două. Și datorită faptului că sunt diverse transformări și ale spațiului și practic publicul nostru este martor al tuturor acestor transformări. Acum se schimbă intrarea de la clădire și o să vină publicul și o să vadă că sunt două uși noi care încă n-au sticlă și trecem prin ele așa. Evident că e intenționat. Noi așteptăm sticlele cât mai repede. Dar putem spune că e intenționat. Faceți un performance. Acolo, da. Exact. Da. Da, și o întâlnire continuă cu muncitorii și o negociere. Atunci, clar, o să stați fără uși dacă lucrați cu muncitorii autohtoni, va mai dura până. Da. Noroc cu vremea, de afară e cald, e bine, și e frumos. Au spor. Merge și fără uși și fără geamuri. Da. În seara asta e în numele tatălui? Nu, mâine seara. Mâine seara. Da, de la ora 20, spectacolul cu care i-am invitat pe Elena și pe Robert în East by East. Astăzi este un alt spectacol, un spectacol de dans realizat de o coreografă, Andreea Novac, cu care noi am mai colaborat de multe ori. Titlul este în engleză, A Truth, A Lie and the List of Possibilities. Un spectacol realizat doar cu femei, să vedem cum o să fie și cu mult sclipici. Despre frumusețe. Și despre frumusețe, da. Iar mâine? Mâine o să fie spectacolul lor. Da. Mie mi se părea important să avem în East by East un spectacol care vorbește de raportul societății de astăzi la religie. Ce n-am apucat să zic înainte, în East by East doream să vedem ce transformări au suferit aceste țări din Europa de și cum artiștii reflectă asupra lor. Și cred că la nivel de spiritualitate religioasă s-au întâmplat destul de multe. E o diferență aici? Simțim o diferență între raportare la religie și la spiritualitate? Sunt două lucruri diferite? Voi cum? Da, cred că sunt două lucruri diferite. Cred că spiritualitate poate fi orice. Religia cumva e mai punctuală, e legată de credință, de ritualuri, de... Iar da, spectacolul nostru... În ce termeni vorbește spectacolul vostru? Cumva, dacă vrei să rezumi, se poate spune că este despre religie, dar nu este complet, este mai degrabă despre felul în care religia contribuie la formarea identității noastre și
e un spectacol de teatru documentar, e bazat pe o serie de interviuri. Cred că aceste interviuri devenite monologuri în spectacol sunt reprezentative mai degrabă pentru generația noastră, care avem acum 30 plus 40. Cu toții am crescut într-un mediu religios, fie că e vorba de bunici care mergeau la biserică și ne duceau și pe noi. Fac o paranteză, nu contează ce confesiune, despre ce confesiune e vorba. Poate fi Biserica Ortodoxă, poate fi Catolică, pot fi cultele neoprotestante. Revenind, deci cu toți am crescut într-un mediu religios, mai mult sau mai puțin practicant. Unii ne-am îndepărtat, alții am rămas acolo, alții dimpotrivă au devenit, chiar dacă mediul în care au crescut nu era foarte... au devenit ei la maturitate practicanți și aproape radicali din punctul acesta de vedere. E interesant aici, și o să amintesc o discuție pe care am avut-o la finalul uneia dintre reprezentații cu cineva care era la 20 un pic și care ne spunea ceva de genul: voi vă dați seama că lucrurile astea vor fi absolut irelevante pentru cei care sunt acum copii. Și da, de asta ziceam că este mai degrabă reprezentativ pentru generația noastră. Că cumva religia, mediul ăla religios în care am crescut ne-a influențat. Și cred că a contribuit și contribuie încă la felul în care ne-am format, la identitatea noastră. Și cam asta a fost cercetarea cu acest spectacol. Și foarte interesant spuneți voi aici despre povești personale, despre cum un mediu religios interferează cu viața intimă, cu viața socială sau profesională. Și poate că ar trebui să încadrăm, nu știu, și acest moment al referendumului, care cumva cel puțin ridică un semn de întrebare. Am jucat spectacolul ăsta în săptămâna referendumului, cu câteva zile chiar înainte de referendum, și au ieșit o groază de discuții. Aha. Și chestii, mai ales că noi aveam în spectacol un personaj care susține fix ideile coaliției și... Da, după spectacolul ăla a fost o discuție lungă și toată lumea era destul de înfierbântată. Da, și după aia l-am jucat la o săptămână după și n-am mai fost atât de... Adică avem, de fapt, o situație de, nu știu, test, retest, apropo de cercetarea pe care voi o faci. Dar ce ar trebui să spunem este că nu e un spectacol pe care noi l-am făcut special, că în ideea că o să vină marele referendum. Nu, când am început să lucrez la el și să fac primele interviuri sau primele schimburi de mail-uri, s-a întâmplat acum 3-4 ani. Primele idei atunci s-au conturat. Iar interviul care stă la baza acestui monolog, la fel, am făcut cam un an înainte de referendum, când încă mie mi se părea o joacă și nu luam deloc în serios că va fi referendum. Și de aia poate că la premieră, în mai, nu știu cum, dacă lumea dar a dat importanță. Nu credea că acest referendum chiar va fi posibil. Sau era așa îndepărtat, exact. În fine. Dar acum devenise așa foarte actual când l-am jucat în săptămâna cu referendumul. Asta nu la mână și nici rezultatul nu știu dacă era cel pe care mulți au pariat. Care iarăși a schimbat, să spunem așa, puțin paradigma. A fost un șoc. A fost, cred că pentru ambele tabere. Dar noi ne așteptam că așa ceilalți... Da, și... Revenind acum puțin la spectacol, am vorbit destul de mult de religie. Deci, de spectacolul pleacă cumva de la religie, de la poveștile unor oameni care au trăit într-un mediu religios, dar nu este despre religie. Nu este este despre ce? Sunt poveștile unor oameni despre ceea ce a creat, să zicem, un mediu religios în copilărie, în viața adultă a oamenilor de acum. Deci nu este un spectacol în care ne referim la chestii teologice, mai mult la chestii practice și foarte personale și cum i-a afectat în bine, și în bine, sau în rău pe diverși oameni, cei cu care Elena a vorbit și cu care a făcut documentarea pentru spectacolul ăsta. Chiar așa, cum a fost perioada de documentare? A fost destul de dură, că cumva ești nepregătit pentru o astfel de experiență, că zici, ok, fac interviuri, pentru mine asta nu e mare lucru, că fac interviuri de 20 de ani, eu lucrez în presă, deci nu ar fi fost, numai că pleci de la ceva ce
un lucru la care se pricepe toată lumea ca la fotbal, la religie, toată lumea știe ce și cum. Și înaintez așa și din întrebare în întrebare și din disponibilitatea de a asculta și de a împărtăși, ies așa la iveală tot felul de lucruri care sunt foarte personale. De aceea, cine o să vină să vadă spectacolul, o să înțeleagă ce spun acum. De foarte multe ori se ajunge la discuții despre sexualitate, despre corporalitate, despre acceptarea corpului, despre relația noastră cu propriul corp, dar și despre poziția, geografia corpului în societatea contemporană, după această experiență într-un mediu religios. Revenind acum la întrebarea ta, da, deci experiența documentării a fost foarte dură pentru mine, că nu eram de fapt pregătită să primesc acele confesiuni. Deși cumva, bineînțeles, mă simțeam flatată, îmi dădeam seama că e important și că e important pentru oameni să primească astfel o voce, că sunt oameni obișnuiți, oameni care nu ies în față de obicei, oameni pe care nu întreabă nimeni, ok, și cum a fost pentru tine, ce zicea bunica, cum te simți acum și așa mai departe. Dar iată că ai ajuns cu ei la un nivel de profunzime la care nici exact. Nu te așteptai. Nu mă așteptam și pentru și care nu recunosc, nu eram greu pregătită. Să-l duci, a fost dificil. Mie îmi place foarte mult că nivelul ăsta de intimitate la care ai ajuns tu cu ei transpare în spectacol. Aha. Și Robert chiar numește teatru intim modul în care spectacolul e partea unui proiect mai mare de 3 spectacole finanțat de AFCN care se numește chiar Teatru Intim și e un proiect care merge pe 2 componente, odată pe cel de teme, adică ăsta e cu religia, următorul a fost despre boli și al treilea este despre bullying, este un spectacol pentru copii. Și pe lângă teme a fost foarte important, asta a fost ce mi-am propus eu, să găsim și o formulă de intimitate în zona performativă, adică în numele tatălui a fost inițial creat pentru 30 de locuri, dar pentru că a fost cerere mare, am tot suplimentat, că am zis să nu lăsăm oamenii la ușă și intimitatea a devenit și, așa, un da, nu, concept dar, mai elastic. Dar țin foarte mult în continuare, e platonul de confesiune, până la urmă este un fel de cerc în care ne strângem toți și povestim despre problemele noastre intime, în care spectatorii sunt cumva integrați, fără să-i punem să facă nimic. Deci nu o să ridicăm pe nimeni de pe scaun să spună o poezie sau ceva de genul ăsta, deci nu este interactiv în zona asta, dar sunt în același timp integrați în spectacol și participă. Și totodată e foarte fluid, așa, spectacolul. Lasă-o pe asta, că asta nu trebuie să știe. Nu trebuie să știe. Spun doar atât de fluid, dar vreau să spunem că mâine va fi și o discuție. Oportunitatea este a celor care vor participa mâine, înțeleg, la acest spectacol. Mâine va fi și o discuție, sunt ultimele secunde, să te rog, Elena, să ne spui, sau Michi. Michi poate mai bine. Da, o discuție la care am invitat și specialiști, pe lângă cei doi artiști. E vorba de Sorin Goc, sociolog, specializat în studiul religiei și spiritualității, și Claudiu Turcuș, lector la Facultatea de Teatru și Televiziune din Cluj. Iar discuția va fi moderată de un filozof, Alexandru Polgar. Repede distribuția, avem timp, Ozana Mancea, Carmen Florescu și Virgila Ioanei, în numele tatălui. Mâine de la ora 20 la Fabrica de Pensule. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați urmărit. Sunt Ovidiu Damian, ne revedem mâine. La revedere!